Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Ion Ririe, mă bucur să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Viața și Sănătatea. În această ocazie vreau să conștientizăm faptul că sănătatea este ceva de preț, ceva valoros, care dă calitate vieții și viața chiar așa nu are gust fără sănătate. Când să ne păstrăm sănătatea? Când să învățăm să ne păstrăm sănătatea? Cel mai bine este să ne protejăm, să profilaxie este și mai ieftin, este și mai eficient. În scopul acesta, am invitat pe platoul Columnei TV și ne onorează cu prezența doamna inspector școlar general adjunct Istrate Gabriela. Bine ați revenit, Bună doamna seara și profesor! bine v-am găsit! Mă bucur mult să ne revedem în acest context deosebit și să abordăm o asemenea temă importantă pentru educația copiilor noștri. De asemenea, împreună cu noi, pe platoul Columnei TV, este doamna psiholog. Bucur, Daniela, bine ați revenit, doamnă, bucur. Bună seara, mă bucur să vă revăd și cu adevărat tema este interesantă și foarte importantă. Educație pentru sănătate, colaborare între cele două ministere, să fac dezbateri, discuții pro și contra, este clar. Copiii au nevoie să învețe, să-și păstreze, să-și conserve sănătatea. Doamna inspector, cam cum stau lucrurile și cam cum v-ați dori să stea lucrurile în sensul acesta? E adevărat, s-au făcut pași foarte importanți în conturarea acestui protocol de colaborare și implicit în derularea unor activități care să contribuie la o educație pentru sănătate cât mai bună și precoce, începând din grădiniță. Însă, nu putem să spunem că la acest moment chiar s-a finalizat acest acord. Spuneam, s-au făcut pași importanți, s-au pus în aplicare anumite teme din acest protocol, dar încă nu s-a finalizat pentru că, așa cum discutam și puțin mai devreme, nu există un acord pe tema educației sexuale în școli, Da. într-adevăr. Și pentru acest motiv, deocamdată, lucrurile sunt în dezbatere. Dar revenind, lucruri importante se fac în școlile noastre pentru educația privind sănătatea copiilor. De la temele pe care învățătorul le abordează la orele de consiliere până la temele de dirigenție, și iată, de săptămâna viitoare vorbim de școala, săptămâna Săptămâna altfel, altfel, da? da. Programul Să știm mai multe, să fim mai buni, este un alt prilej de educație pentru sănătate. Să spunem că și în Târgoviște, în acest an școlar, am avut un rezultat deosebit în sensul că s-au deschis cabinete medicale în toate școlile, cu sprijinul primăriei, cu sprijinul Direcției pentru Asistență Socială. Într-adevăr, s-au amenajat puncte din acestea, cabinete medicale. Nu peste tot avem medici școlari. Medici la nivelul orașului municipiului Târgoviște sunt 5. Dar avem asistente medicale care permanent asistă programul de lucru al copiilor și pot interveni în cazuri de urgență, ceea ce eu zic că este un progres, un pas foarte Și important. dacă în echipa aceasta ar fi introdus și un psiholog, cu siguranță că ar fi de mare, de mare succes. Eu am mai spus-o nu numai acum că normarea unui psiholog este totuși descurajantă, demotivantă pentru noi cadrele didactice, fiindcă avem o normă de psiholog la 800 de copii. Eu cred că la 80 ar fi fost Da, foarte bine. da. Și uite, vă dau un exemplu din școala din care vin eu, Colegiul Național Constantin Cantacuzino. De fapt, avem 1200 de copii și un singur psiholog. Sunt complicate problemele, mai ales într-o astfel de școală în care copiii sunt de la 6 ani până la 18-19 ani. Vă imaginați cât să facă față acest psiholog tuturor categoriilor de probleme cu care se confruntă într-o astfel de școală mamut. De aceea era ideal, într-adevăr, să fie avut psihologi pe categorii de vârstă și la grupuri mai mici de copii. Într-adevăr. Da, doamna psiholog, Și nu mai aș vă rog. completa-o pe doamna inspector. Cred că acea oră de dirigenție este absolut insuficientă, iar ora de consiliere ar trebui introdusă în programă, consilierea realizată pe clasa de copii, în programă, măcar o oră pe săptămână la fiecare clasă, pentru că
este imposibil în condițiile astea ca psihologul să-și facă treaba, pentru că el se străduiește să intre în orele de dirigenție, în locul unei alte discipline, el nu e cuprins pe nicăieri, iar copiii ăștia deja stau la școală cei mici, să zicem, 4-5 ore, dar cei mai mari, cei stau 6-7. Când să mai vină pentru consilierea la psiholog încă o oră? Deja îi omorâm. Deja îi omorâm. De ce? Nu se respectă în școala noastră primul principiu al sănătății. Respectarea celor 3-8. Copiii noștri muncesc mai mult de 8 ore. Pentru că chiar dacă noi avem impresia că sportul este o disciplină care îi recrează, pentru ei este tot o muncă și tot un stat într-un sistem riguros, unde nu se dezvoltă cum vrea el, nu face ce vrea. El trebuie să fie prezent, să fie activ la ora respectivă. Deci dacă copilul îmi stă 6 ore la școală, are minim 2 ore de teme acasă, dar avem copii care lucrează 4 ore, 6 ore. Imaginați-vă că deja din start noi am depășit primul principiu al sănătății. Adică principiul celor 3-8 înseamnă 8 de muncă, 8 de somn, 8 de relaxare și gospodărie, întreținere personală. Păi noi deja i-am omorât pe copiii ăștia, lucrează la vârstele lor mai mult decât un adult. Da. Mai ales cei care sunt, dumneavoastră știți mai bine, care nu sunt la liceul de muzică. Aia de la liceul de muzică este învățământ vocațional, vocațional artistic. Cât de solicitați sunt. Într-adevăr, da. Doamna psiholog, am o întrebare pentru dumneavoastră. Dar și cei care merg la olimpiade, acei copii lucrează 10 ore pe zi. Da, e foarte bine că ați făcut această remarcă. Am o întrebare pentru dumneavoastră ca să deschidem puțin orizontul în zona aceasta. Copiii sunt adulți mai micuți sau copiii sunt altceva și trebuie să îi tratăm ca atare? Copiii sunt altceva. Pe de o parte, sunt adulți pentru că au nevoie de respect, au nevoie de atenție, au nevoie de afecțiune, au nevoie de toate cele necesare unui adult. Dar în același timp copilul are nevoie de mult mai mult de atât. Dacă din punct de vedere al intelectului, al cunoașterii, copilul din ziua de astăzi poate să depășească foarte ușor etapa lui de vârstă a cunoștințelor și am citit chiar și astăzi de un geniu al nostru care la 10 ani este la master, atât este de bun. Vă spun un lucru, din punct de vedere emoțional, afectiv, nu putem forța nota sub nicio formă. Chiar și dacă e mai înalt decât noi, el rămâne totuși copil. Și în plus, da, cu cât este mai dotat din punct de vedere al inteligenței cognitive, cu atât este mai sensibil, are mai multă nevoie de atenție, mai multă nevoie de afecțiune, de manifestarea acestor gesturi, manifestarea afecțiunii, manifestarea dragostei. Poate cei din generația mea și mai în vârstă am fost învățați de părinții noștri că pe copil să-l pup doar în somn. Ei, copiii ăștia își cer dreptul de a se manifesta, de a simți manifestată în gesturi afecțiune. Deci, și ce este cel mai important în devenirea lui ca adult? Echilibru emoțional. Mult mai important decât cunoștințele. Cunoștințele le mai asimilezi pe parcurs, le mai aduni, le mai strângi, dar mai ales dacă ești copilul este interesat, de exemplu, de un domeniu. El va căuta singur informație, nici nu trebuie să-i se explice și va căuta mentori de așa natură. Dar din punct de vedere emoțional, trebuie susținut absolut permanent. Mulțumesc foarte mult. Aș veni și eu în completarea celor spuse de doamna psiholog. Acum, după părerea mea, nu numărul de ore pe care un copil le petrece într-o școală este problema cea mai gravă. Pentru că recent am fost într-un proiect Erasmus în Spania. Anul trecut am fost într-un colegiu din Scoția și mă uitam că
Acolo copiii stau până la orele 17 în școală, deci nu timpul pe care el îl petrece, ci cum este repartizată sarcina de lucru. În sensul că avem program instructiv dimineață sau în prima parte a zilei, obligatoriu la prânz intervine servirea mesei în școală. De exemplu, în școlile din Grecia am văzut că primăria asigura o masă caldă tuturor copiilor și tuturor cadrelor didactice. Vă dați seama ce înseamnă asta deja pentru sănătate? Asta deja am ajuns la stadiu ideal. Extraordinar. Da? Și în partea a doua a zilei interveneau activitățile extracurriculare, extrașcolare, cluburi, cercuri, activități sportive, da, socializări, da. Minunat, da? Pentru că dacă îi opresc programul de lucru la ora 13, da? Și îl trimit acasă, dar eu nu știu ce face el acasă, da? Până seara poate când care ajung părinții. Poate plecați în străinătate, da. Poate nu are condiții foarte bune de studiu acasă. Tot la școală este cheia și soluția, dar să îmbinăm într-un echilibru armonios activitățile de instrucție cu cele de educație. Mi-ați dedicat mingea la fileu, da. Pentru că, da, este foarte adevărat, nu contează cât, dar din ce am constatat eu de-a lungul timpului și în activitatea din școală, este faptul că din păcate, noi le dăm foarte multe cunoștințe, informație, facem mai mult instrucție decât educație, iar acele cunoștințe nu le punem în practică. Deci eu n-am nimic cu programele genul celor pe care le-ați povestit dumneavoastră sau chiar acelor cu after school sau orice fel de activități făcute împreună, dar care să folosească acele informații din ora predată într-un alt mod. Context, da. În alt context. Și toate aceste activități de care pomeneați sunt extraordinar de binevenite pentru ei. Da, deja în Occident am văzut o deplasare a accentului de educație pe sistemele informatice, în sensul că pot să predau o lecție și cu ajutorul calculatorului și copilul nu neapărat vine la școală, dacă vorbim și de limitarea timpului petrecut în școală. Dar revenind la abordarea inițială, că e mai bine să-l ținem pe copil într-un mediu organizat, educațional, în care se ofer alternative educaționale. Eu acum nu vreau să fac apologia vremurilor apuse dinainte de 89, dar inevitabil mă întorc la copilăria mea, la adolescența mea, le-am povestit chiar astăzi la clasă copiilor, elevilor mei, câte amintiri frumoase avem noi din perioada aceea când mergeam la cercul de dans cu maestru Văduva, care cred că e arhicunoscut în orașul nostru, sau la cercul de istorie, că așa mi-am descoperit pasiunea pentru istorie și am ajuns să fac facultatea de istorie mergând la un cerc de istorie la Curtea Domnească, unde am învățat să fac ghidaj. Și mi-am descoperit vocația aceasta, pasiunea pentru istorie. Deci, făcând o comparație cu ceea ce se întâmpla înainte de 89, cu această grijă pentru activitățile extrașcolare, cred că aici ar trebui să mai gândim niște programe care să-i ajute mai mult pe copii, inclusiv educația pentru sănătate. Vorbim și de niște cercuri, sanitarii pricepuți, noi știm că există și un concurs în zona aceasta și chiar o fetiță îmi spune astăzi că cu mare drag participă la astfel de activități. Aveți un protocol și împreună cu cei de la Crucea Roșie? Cum să nu? Cum e foarte nu? Important. Și avem activități speciale de acordare a primului ajutor, de pregătirea acestor teme de educație sanitară și contează foarte mult pentru copiii noștri. Doamnă psiholog, sunt multe crize pe care le parcurg copiii în decursul vieții. Vreau să mă focalizez, să ne focalizăm în mod deosebit pe criza adolescentului. Da, când se produc transformări nu doar exterioare, da? Totul este bulversat din interior spre exterior. Atunci, descrieți-ne puțin cam când începe criza aceasta, cum trebuie să o gestionăm și ce ar putea face școala și familia ca să depășim frumos acest impas. Dar nu sunt numai, asta este cea mai vizibilă. Vizibilă, da. Ai vârful icebergului. Dar prima criză este la debutul în școlaritate, adică
clasa pregătitoare sau a întâia, depinde de situație. Clasa a cincea este încă o criză și mai puternică. Ea, în momentul ăsta, suprapunându-se pe debutul crizei puberale, care este mai urâtă decât cea a adolescenței, e mult mai bulversantă, cu oscilații mult mai mari decât la adolescență. Deci pubertatea este cu adevărat un cutremur și pentru organism și pentru psihic. Părinții ar trebui, în primul rând, să se pună la curent cu tot ce presupune această criză și să devină dânși înțelepți și înțelegători, ca să poată să explice copilului ce se întâmplă cu el. Și aici intervine, pe de altă parte, și educația în școală, chiar și educația despre sex și sexualitate, pentru că acum debutează hormonal modificările respective în organism, care îl bulversează pur și simplu. Copilul nu înțelege ce se întâmplă cu el, de aceea cumva eu sunt de acord ca educația sexuală în limita bunului simț și a decenței să se predea în școală, nu neapărat predată ca o oră, ci sub formă de consiliere, cum o și fac psihologii de altfel prin școli. În sensul că trebuie pregătit copilul ăsta să înțeleagă ce e cu el, ca nu de la manifestările hormonale să se sperie și să ajungă la tot soiul de deficite psihice. Aici vă contrazic puțin. Vedeți, toată lumea spune că elevii noștri petrec prea mult timp la școală, că au prea multe ore, program încărcat. Iată, și atunci noi ce facem acum? Venim să mai aducem încă o disciplină peste toate câte sunt și nu sunteți singura care solicită încă o disciplină. Mai sunt și alte zone în care se dorește altă materie și altă materie și uite așa ne încărcăm. Îmi place că aduceți în discuție acest lucru, să vorbim despre priorități, să facem ordine în priorități. Stimați telespectatori, revenim după un scurt moment de publicitate să discutăm acest subiect important. Publicitate. Sece Hipericifarm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste, vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericifarm! Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moda unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Am revenit, stimați telespectatori, în cadrul emisiunii Viața și Sănătatea. Vorbim despre cum putem să învățăm pe copiii noștri să-și păstreze sănătatea. Și în scopul acesta avem aici pe platoul Columnei TV pe doamna inspector general adjunct Istrate Gabriela și pe doamna psiholog Bucur Daniela. Vorbim, ajunsesem înainte de publicitatea la un moment când vorbeam despre educația sexuală. Există așa un anumit concept că noi ca și români așa tradiționali, pe noi ne-a creat Dumnezeu și ne-a făcut ochii, ne-a făcut capul, ne-a făcut brațele, abdomenul, da? Și la un moment dat a avut un pic de treabă, a plecat, a continuat diavolul, da? și după aceea a revenit Dumnezeu la picioare, da? E așa un mister. Și ignoranța în domeniul acesta ne costă destul de scump. Nu cred, nu vă dau dreptate aici. Îmi pare foarte rău să vă contrazic, fiindcă nu știu cât mai sunteți în contact cu generațiile astea tinere care au Facebook și au internet și se documentează pe Google. Eu cred că relațiile, aceste rețele de socializare, și o să vorbim despre ele, uneori mai mult deformează decât informează. Că, să fim realiști, când un tânăr, un copil, vede un film porn, vă dați seama cât de deformat poate să vadă el această realitate? Nu trebuie să absolutizăm, pentru că nu toți copiii văd filme porno și au părinți responsabili acasă care știu să le pună și o parolă de acces. Dar nu asta este problema, că până la urmă, chiar legat și de educația sanitară, educația sexuală, mă scuzați, ceva tangențial se abordează în cadrul orelor de biologie. Eu am o nepoțică acasă și mai fac lecțiile cu ea și văd că aproape la fiecare temă se vorbește despre modalitatea de înmulțire a speciei respective. Am observat că există ceva o sfială și în dreptul ei când abordăm astfel de discuții, dar cred că la școală atmosfera e puțin, să zic, mai relaxată în dialogul acesta profesor-elev și în cadrul orelor, cum spuneam, de biologie, copiii abordează tema educației sexuale. De aceea revin, nu cred că trebuie să aducem o oră specială în programul copiilor pentru acest obiect. Ne întoarcem puțin. Sunt de acord cu dumneavoastră din punctul ăsta de vedere. Nu o oră specială, o disciplină specială. Ci în cadrul. În cadrul consilierii de către psiholog. Aha. În cadrul dirigenției. Da. Un modul, un ciclu de teme. Câteva teme. Copilul pur și simplu să primească informația de la o persoană cu autoritate, avizată, care să vorbească relaxat, cu înțelepciune. Să nu-l inhibe. Să nu-l inhibe. Și nici să-l țară în partea cealaltă. Exact. Problema e așa, din ce, vedeți, eu sunt în contact direct cu școala și pot să vă spun și din spatele și acestor discuții pe care copiii în mod formal așa evită uneori cu adultul, dar în cercul lor, la vârsta lor, în gașcă se discută. Până la urmă, ca și cadre didactice, că ei sunt foarte informați în tema aceasta. Da și nu. Știu mai mult decât noi. Da și nu. Eu de cele mai multe ori. Eu am făcut tema asta cu copiii în școli și chiar și când, cum am anunțat tema, au fost hi-hi-hi. Și după ce eu am abordat lucrurile foarte serios,
Și am ajuns cu ei la a le demonstra că e un lucru serios, că trebuie luat cu responsabilitate. Asta, da. Și ce presupune? Deja copiii au perceput lucrurile altfel, deja până la sfârșitul orelor respective, că încercam să prind 2 ore de așa natură încât să nu mă limitez, copiii deveneau mult mai responsabili și deja altfel prindeau lucrurile. Asta, de asta spun că un adult altfel le poate prezenta. Le făceam diferența între sex și dragoste. Păi ce e vreo diferență? Da. Deci da. Așa veneau cu, cu întrebarea. Ei păreau a fi informați, dar... Da, dincolo de asta vreau să insist încă o dată pe importanța relației între școală și familie. Cadrele didactice nu pot să acopere tot necesarul de educație al copilului. Dacă familia nu este partener a școlii și dacă familia nu se implică în educația copilului, demersul nostru nu va fi un succes până la capăt, pentru și că păcate... imaginați-vă, de exemplu, școala Coresi, care e atât de solicitată în municipiul Târgoviște, are clase cu 30, cu 32, cu 34 de copii. Păi ce să facă profesorul mai repede cu fiecare copil în parte? Atunci și părintele acasă, nu, trebuie să discute. Dacă copilul este copilul, proiectul tău ca și mamă, ca și tată, e, da? Așa, da. Dacă copilul, atunci trebuie să investești, trebuie să... Nu? Exact. Să te ocupi. Dar chiar și din punctul ăsta de vedere, iertat să-mi fie de către colegii profesori, uneori în goana asta după rezultate uităm să facem educație. Mergem, predăm ca nebunii, la un moment dat nu mai știm că poate copilul ăla are o problemă acasă, nu mai știm ce e cu el, vrem performanță, dar sufletul programă copilul... Programă e programă, da, trebuie programă să o parcurgi. Programă, eu îi înțeleg, pentru că știu că deja s-au transformat într-un soi de scriptologi și rapoarte peste rapoarte, situații peste situații, că la un moment dat nu le mai ajung 10 ore în școală, dar undeva sufletul copilului s-a pierdut. Vă dau perfectă dreptate, doamna psiholog. Aici aveți dreptate în sensul că noi, acest sistem educațional al nostru, punem accentul foarte mult pe competiție. Pe competiție, pe individualism. Chiar încercăm acum să depășim această moștenire până la urmă, da? Și să ne adaptăm la sistemul educațional european. De ce modelul finlandez este cel mai bun model din Europa? Fiindcă pune accentul pe cooperare, pe colaborare, echipă, pe creativitate și nu mai vorbim de această competiție. N-ai cum să fii omul orchestră, da? Fiecare are un rol important în cadrul unei orchestre ca armonia să se audă bine, nu? Da. Și nu este vioara întâi și ce dacă e vioara întâi, înseamnă că dă tonul, dar și basul are rolul lui și... Așa este, da. Nu? Îi întrebam în Scoția, noi obsedați de procentele noastre de promovabilitate, că trebuie să avem promovabilitate la clasa 8-a, la bacalaureat. Și ei s-au uitat așa la noi un pic nedumeriți. Cu milă, da, chiar cu milă. Compătimitor. Da. Zic că nu contează. Până la urmă, ia bacalaureatul cine poate cu adevărat, restul se îndreaptă către o meserie. Da, nu este da. O cap dramă națională că nu avem procent de 90% promovabilitate. Da, aveți dreptate. Doamna inspector, vreau să ne descrieți puțin evenimentul frumos care s-a petrecut în colaborare cu Brăila și se pare că se pun bazele pentru ceva național. Și a fost un eveniment pe care l-am prins și noi la un moment dat și vreau să-l dezvoltați un pic. Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița are o experiență deosebită în acest sens al acestor parteneriate la nivelul educației preșcolare, la nivelul grădinițelor. Pe de o parte, o colaborare foarte frumoasă cu județul Sibiu de câțiva ani buni, grădinița Inocența de la Găiești, care în fiecare an, în cadrul acestui parteneriat, abordează o temă. De exemplu, anul acesta au avut educația rutieră. Am participat și eu și domnul general și am văzut acolo, la firul ierbii, cum o minune copiii aceia, de la echipamentele deosebite până la activitățile extrașcolare pe care le-au pregătit, ceva impresionant la un copil de 4 ani, de 5 ani.
Iar despre celălalt parteneriat pe care l-ați amintit, derulat recent, săptămâna trecută, de asemenea, în cadrul educației sanitare de astă dată, de asemenea, este un prilej deosebit de a aprofunda, pe de-o parte, legăturile noastre la nivel pedagogic între cadre didactice, între manageri de grădinițe, dar și inspectori școlari, și de a împărtăși experiențele educaționale, pentru că aceste parteneriate, până la urmă, lucrul acesta îl abordează. Schimbul de experiență, împărtășirea unor metode noi de predare, de evaluare a activității copiilor și această cooperare pe care o aminteam puțin mai devreme, să încercăm, iată, de la grădiniță să-i educăm pe și copii. Și mi-a plăcut tematica, da, propriu-zis, da, cum i-a învățat pe copii, a fost așa un mic concurs, da, să deseneze ei acolo, care e o hrană sănătoasă și i-au pus accentul, nu dulciurile înseamnă o hrană sănătoasă, ci fructele sunt o hrană sănătoasă. Da. Și foarte, foarte important pentru copii să înțeleagă asta de la vârsta aceea mică. În învățământul preșcolar se pune accentul pe activitățile integrate. Activități care abordează o temă din perspectiva disciplinelor multiple, și desen, și muzică, și comunicare și științe, și în felul acesta îi obișnuim pe copii să gândească diversificat, să aibă un algoritm care să le permită o mai mare legătură cu realitatea. Să nu mai avem acea asimilare de cunoștințe despre care vorbeați mai devreme și care până la urmă nu îi ajută la contactul real cu viața cotidiană. Doamnă psiholog, suntem unici, suntem uniți oarecum, dar suntem diferiți. Și e frumos să fie așa, este extraordinar să fie așa, da. Vreau să spun, dacă la o anumită materie, la matematică, să spun, nu toți copiii pot să aibă performanțe de vârf, da, și așa, unii sunt mai talentați în muzică, alții talentați în științele astea foarte exacte. Nu avem voie să greșim, nu avem voie să luăm insuficient la tema asta, educație pentru sănătate. Sănătate. Toți trebuie să fim informați. Asta ar fi... Începând de la grădiniță, da? Gimnaziu. Ar fi extraordinar să se facă nu neapărat într-o oră pentru că doamna inspector are dreptate. Ce facem? Îi mai încărcăm cu încă o oră, dar cred că fiecare cadru didactic ar trebui să țină cont de lucrul ăsta și să îi stimuleze pe copii în sensul ăsta, să îi învețe. Foarte interesantă ideea asta. Ca pe parcursul celorlalte ore, da? Când vezi anumite lucruri care lucrează împotriva sănătăților, da? Se li se atragă atenția în scopul acesta. Exact, profesorii sigur. Trebuie să fie instruiți. În plus, profesorii, cadrele didactice în general ar trebui să fie modele pentru copiii respectivi. Cu toții am trecut prin școală, cu toții știm că am avut profesori pe care i-am iubit și profesori pe care noi am suportat. Deci, mare atenție! Mare atenție la felul în care ești tu în fața copiilor. Dacă copilul ăla nu vine cu plăcere la oră, ar trebui să-ți pui un semn de întrebare. Bă, ce-i cu mine? Asta din punct de vedere al cadrului didactic. Pe de altă parte, e drept că familia distorsionează imaginea cadrului didactic din ziua de astăzi, din păcate, și cred că și părinții greșesc enorm cu copiii în momentul în care le impune un anume standard la toate obiectele, cadrele didactice pe de altă parte, mai ales copiilor buni. Dacă copilul este bun la o materie, este solicitat la toate materiile să meargă la olimpiade și la toate cele, iar în momentul în care un profesor este refuzat, copilul ăla e ținut în... Din păcate, se mai întâmplă. Da. Se întâmplă. Din punctul ăsta de vedere, doamnă psiholog, vreau să aducem în discuție un aspect destul de, ce să spun, aceasta e realitatea până la urmă. Internetul. Televizorul deja s-a întâlnit cu internetul și televizorul coboară, televiziunea coboară, internetul urcă. Internetul formează sau deformează? Deformează.
și o spun cu toată responsabilitatea. Există studii, nu pot să le precizez acum pentru că sunt foarte multe și sunt începând cu 1970, televiziunea și toate gadgeturile din ziua de astăzi determină niște boli. Dacă copilul mic este lăsat între 0 și 2 ani, foarte mult timp, la aici, mare atenție, pentru un copil mic, 20 de minute este foarte mult timp. Da. Pot ajunge la autism, ADHD, sunt studii. Nu se mai pot concentra. Ajung atât de agitat că nu mai e. Tulburări de comportament. Da. La adulți. Dependență. Lăsând la o dependență. Adicțiile, da. Șterge circumvoluțiunile creierului. Aplatizează creierul. Cum vă explicați că sunt atât de mulți vârstnici cu Alzheimer? Când Alzheimerul în rândul bunicilor noștri era unul la un milion. Iar acum Alzheimerul este, deci, nu mai spun că formează curente de opinii, că manipulează, că, deci nu mai spun din punctul ăsta de vedere, dar atacă structura creierului. Deci să tragem un semnal de alarmă. Cu un mare of, pentru că numărul de autiști, de copii autiști, a crescut la 1 la 68. Este enorm. Dacă chiar îți pasă de copilul tău, da? E mai comod așa, doamnă Sfântul. E mai comod să-i spui, i-ai pus acolo o tabletă în față sau i-ai deschis televizorul. Este simplu, așa cu minte, el stă cu minte 3 ore acolo, pe zi. Nu știi de el, da. Dar pe de altă parte, gândiți-vă că problemele pe care le are copilul sunt determinate de lucrul ăsta. Este strigător la cer să ai un copil cu probleme și să nu poți să-l ajuți. Și mai ales să fi fost un copil sănătos și să ajungă într-o situație. Medicii spun așa, până la 12 ani copiii n-ar trebui să aibă acces la gadgeturi. Iar noi ce le facem? De când deschid ochii, le lăsăm telefonul la îndemână. Da. Îi ținem cu televizorul permanent deschis, cu calculatorul permanent deschis și suntem foarte mândri când vedem că ăla deja butonează mai bine decât noi. Dar gândiți-vă că sănătatea nu se poate cumpăra cu nimic. Corect. Deci și așa cum spuneți dumneavoastră și eu am văzut, sunt studii, telefonul, tableta, wireless-ul, da? Efectiv radiază, ei se culcă cu el acolo în pat, stau în pătură cu el și nu este cel mai recomandat, pentru că deja face mult rău, fizic vorbind. Deja sunt foarte mulți și medicii trag semnale de alarmă în măsura în care pot, sunt deja foarte mulți copii care au dezvoltat aceste adicții vis-a-vis de internet și orice alt tip de gadgeturi. Și deci am cunoscut un caz, copil cu un QI testat acum câțiva ani de 134, adică foarte bun. Am rămas șocată zilele trecute, nu am reușit să leg cu el o conversație. Eu povesteam cu el multe și de toate, iar acum nu se mai poate concentra. Îmi ridica din umeri și nu reușea să-mi lege o propoziție, nu mai spun o frază, o propoziție cu subiect și predicat. Pentru că ei sunt într-o altă lume, da? Exact. Clic, altceva, un pic acolo, asta e lumea internetului. Și ne văităm că nu sunt atenți. Păi nu sunt atenți pentru că în momentul în care tu l-ai obișnuit pe copilul ăla cu imagine, cu culoare, cu mișcare permanent, nu te mai aude pe tine când îi transmiți un semnal verbal, un sunet verbal, el nu-l mai procesează pentru că e obișnuit cu imaginea. Da. Ce se întâmplă? Toate gadgeturile astea care folosesc imagine în mod deosebit îi determină pe copii să gândească în imagini și nu în cuvinte. De-aia nu reușesc să se exprime. De-aia se bâlbâie, de-aia înalță din numeri, de-aia vin cu pentru că nu mai au limbajul necesar. Ați văzut cum scriu puștii pe tastatură? Lăsând. Iau limbajul lor specific, foarte prescurtat. Da. Din păcate, e foarte trist, dar este adevărat. Și când povesteați despre lucrurile acestea, deja mă și gândeam cum văd într-adevăr la școală.
copiii că butonează telefoanele. Da, păi, dar nu le mai aud. În momentul în care profesorul nostru se duce fără material didactic, colorat, fișe sau ceva, nu mai reușește să le capteze atenția. Cred că rămâne o provocare pentru noi lucrul acesta de a lupta pentru dependență, împotriva dependenței de calculator și de telefon, atât noi cât și părinții acasă, de a limita accesul la internet. Nu suntem împotriva internetului, sigur, nu suntem împotriva televizorului, dar totul cu măsură, să mai iasă și natură, să mai alerge după o minge, să mai vadă și soarele. Internetul este foarte bun pentru a-și căuta o informație, pentru a-și explica niște lucruri, dar în niciun caz pentru jocuri. Nu-i lăsați pe jocuri. Da. Practic ne bucurăm acum că în noile planuri cadru care au fost adoptate pentru învățământul gimnazial s-a introdus ca și disciplină nouă, apropo de încărcarea programului, o oră pe săptămână de TIC, tehnologia informației și a comunicării, în sensul că această educație legată de folosirea calculatorului va fi predată într-un cadru organizat de către un profesor specialist de informatică și poate că în felul acesta, supravegheată fiind activitatea lui informatică, îl canalizăm spre ceea ce trebuie, spre a căuta pe internet lucruri utile. Să fie învățați ca să folosim acesta ca un instrument în procesul nostru de dezvoltare, nu acela să ne acapareze 10 ore pe zi sau nu, ci 2-3 ore este foarte mult. Mă gândeam dacă la școală altfel, am un proiect pe care chiar vreau să vi-l prezint, se cheamă Prietenii Sistemului Imunitar. Și foarte frumos făcut de niște tineri, soarele, apa, odihna, exercițiu fizic, da? Ar putea 6-7 ocazii să fie dezbătute cu imagini. Și vreau să spun, dacă ar încăpea în școală altfel, să facem ceva de genul ăsta. Ca profesorul, psihologul, să vadă un film împreună cu adolescenții, de exemplu, și în timp ce îl vede să-l comenteze. Mai dăm un stop. Ce părere aveți aici de reacția asta? Cum ar fi trebuit? Cum ar fi fost normal să reacționeze? Pentru că, exact cum spuneam, dacă îi lăsăm pur și simplu așa, știți cum e, regizorul ascunde cumva adevărul, arta este să ascunzi arta, da? Și practic răul este în evidență, ei înțeleg exact invers, nu înțeleg ceea ce regizorul a vrut să transmită acolo, de aceea ar fi foarte important ca uneori, chiar și ca părinți, să stai cu copilul tău, hai să vedem un film împreună. Da, hai să vedem un film și să-l comentăm după aceea. Mă distram puțin, anul trecut am călătorit, la un moment dat am aterizat pe aeroportul din Viena și am rămas surprinsă că nu se auzeau zgomote în aeroport, nimeni nu vorbea sau foarte rar, cine știe, într-un colț. Și m-am uitat așa în jurul meu și am zis, Doamne, dar oamenii ăștia ce fac? Toți erau pe telefoane, pe tablete, pe calculatoare, fiecare avea universul lui. Nimeni nu comunica cu nimeni, o liniște de plină în tot aeroportul, din când în când se mai auzea câte un prezentator la stația centrală. În rest, fiecare avea universul lui, cum vă spuneam. Da. Din păcate, și tinerii care ar fi trebuit să fie expansivi, vocali, zgomotoși. Să socializăm, da. Ce m-a șocat și mai tare a fost acum vreo 3-4 ani, într-un hotel, la fel, la parter, unde în mod normal tinerii trebuia să... E trafic. Seara erau adunați, deci nu erau în camere, erau adunați, dar o liniște de mormânt. Da. Toți cu nasul în telefon și singura comunicare era ceva de genul. Îi mai arăta câte ceva, dar tot pe... Deci pe mine, de atunci m-a luat groaza și m-am apucat să studiez. Și am descoperit cărți care demonstrează că această dependență este una dintre cele mai grave. Cartea, da? Iată, există în mâinile omului de mii de ani, da? Cartea... M-aș bucura să se dezvolte o adicție vis-a-vis de citit. Da. Care? Cum dezvoltă? Chiar vă rog să subliniez gândul acesta. Cum dezvoltă studiul unei cărți creierul?
Și de ce să nu, de ce să citești o carte când poți să vezi filmul? Pentru că cititul, în primul și în primul rând, îți pune creierul în mișcare. Îți folosește memoria. Orice cuvânt nou, ești obligat să-l studiezi, să-l cauți, uh-huh. să ți-l explici. Uh-huh. Asta înseamnă că folosești creierul. Creierul, cu cât este mai folosit, cu atât se va dezvolta principiul, mai mult. Organul care nu este folosit se atrofiază. Uh-huh. Corect. În plus, stimulează imaginația. Asta pentru este. Că în momentul în care tu citești, îți imaginezi cum ar fi și vezi, nu mai iei totul fabricat de-a gata. Iar relația aceasta pe care ați sugerat-o între carte și film este în defavoarea filmului. Da? Corect. Hai să ne gândim la cel mai iubit dintre pământeni sau la moromeții. Da. Câtă psihologie este în roman și cât de superficial totuși este abordarea. Cât a reușit actorii acolo să intre în rol. Filmul poate fi bun, dar nu poți să comasezi două volume atât în două ore, nu? Cât, indiferent cât ar fi fost de genial regizorul, n-ar fi putut să surprindă tot. Doamna profesor, datorită atribuțiunilor pe care le aveți în cadrul inspectoratului, aceasta vă pune într-o postură să vedeți să aveți o imagine de ansamblu mai bună. Cum stăm la nivel de județ? Mă refer, sunt condiții igienico-sanitare bune? Copiii noștri au condiții... Deschidem cutia Pandorei. Da. Da. Și da și nu. Oricum, în județul Dâmbovița, în cea mai mare parte, școlile sunt reabilitate și arată foarte bine. Administrația locală, județeană, de acum, din trecut, cu toții s-au străduit și s-au făcut investiții masive. Chiar acum câteva săptămâni am avut o inspecție din minister și domnii inspector general au vrut să vadă atât școli din oraș, dar și școli din mediul rural și ne-au lăudat pentru felul în care arată școlile din județul Dâmbovița. Avem câteva situații de școli fără autorizație sanitară de funcționare din cauza grupurilor sanitare. Asta e o problemă destul de câteva delicată. Situații, dar în rest, în cea mai mare parte, școlile noastre arată bine și foarte bine. Ar mai fi de spus câte ceva despre asigurarea acestei curățenii de la o zi la alta, despre personalul de întreținere pe care îl avem și care e cam mic totuși. Și felul în care se mai implică uneori și cadrele didactice și copiii cum păstrează sau nu păstrează. Și copiii ar trebui educați uneori să-și facă curățenie acolo. Evident, n-ar fi nicio rușine ca, într-o oră de dirigenție să mergem să facem curățenie în curtea școlii. Nicio... Pentru că se formează niște dependeri în timp. Dacă tu odată ți-ai luat mănușa, ți-ai luat mănușa și ai pus în sacul ăla de plastic acolo, nu știu ce hârtii și aruncat, data viitoare când te faci biscuitul, nu mai ai reflexul ăla să-l arunci ambalajul, nu? Așa este. Doamna inspector... Avem manageri foarte buni în sistem, nu putem să vorbim despre toți, dar adevărați gospodari, care acolo la școala lor au grijă și de florile de la geam și de aerul proaspăt școală și de igiena grupurilor sanitare și ne declarăm mulțumiți. Doamna inspector, vreau să vă mulțumesc pentru că știu că sunteți foarte obosită, erați prinsă în multe activități și totuși ați acceptat invitația noastră. De asemenea și dumneavoastră vreau să vă mulțumesc, doamna psiholog, că ne-ați ajutat să vedem un pic mai larg și sper ca să fi tras un semnal de alarmă suficient de evident ca părinții să facă ce trebuie să facă. Și dumneavoastră vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până la o emisiune viitoare, vă doresc multă sănătate și aveți grijă să facem ordine în priorități și să punem sănătatea pe primul loc. La revedere!